Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Astra Giurgiu a scos-o din lupta la titlu pe FCSB aseară după ce a câștigat meciul cu 3-2, deși echipa lui Vintilă a condus cu 2-0. Scandalul continuă la Dinamo. Șeful Academiei de Copii și Junior, Gabi Răduț, a fost dat afară de Bogdan Bălănescu din cauza unor comentarii făcute în presă la adresa politicii clubului. Vom discuta despre astea, dar și despre Rapid, pentru că invitatul nostru în această dimineață este antrenorul giuleștenilor, Dan Alexa. Bună dimineața, Dan, mulțumim că ești alături de noi. Trebuie spus faptul că ești puțin pe fugă, nu o să stai foarte mult, o să stai 30 de minute ca să ajungi la antrenament. Îți mulțumim că ai făcut acest efort. Mare plăcere. Discutăm despre Rapid, dar înainte de toate vreau să te întreb cum ți se pare meciul de aseară dintre Astra și FCSB. Astra a fost tata echipă. Da, cunosc foarte, foarte bine. Cunosc foarte bine jucătorii celor de la Astra. Se motivează foarte bine la astfel de jocuri. Steaua a avut meciul în mână, sau cel puțin până la un moment dat, unde au condus cu 2-0 și au condus jocul de o manieră în care nimeni nu credea că Astra mai poate întoarce. Dar asta este o echipă formată din jucători de excepție. Alibec, Budescu, Radunovici, Răduț, Gheorghe, care în orice moment poate să Radunovici mi s-a panică. Părut incredibil, mi s-a părut că centrează senzațional. Radunovici este unul dintre cei mai buni fundași stânga din România. Este și un băiat extraordinar. Este selecționat mai tot timpul național al Muntenegrului. Este un internațional. E un soi de Bozovici de la Rapide pe timpuri, așa, nu? Da, un soi de Bozovici. Chiar făcând o comparație, amândoi foarte, așa, foarte simpatici, foarte bun de grup. Mă bucur pentru el, care are evoluții bune. Eu îl apreciez enorm. Revenind, Astra este o echipă care îți dă impresia că nu joacă nimica și având jucători ăștia excepționali, în orice moment poate să-ți facă diferența. Iar aseară s-a văzut foarte, au intrat repede în joc prin golul Alibec, iar apoi repriza a doua s-a echilibrat. Steaua n-a mai menținut ritmul din prima repriză. A fost FCSB slabă sau s-a trezit foarte bine Astra? Nu, Astra este o echipă care, repet, în orice moment poate să fie periculoasă. Indiferent de ritmul jocului, indiferent cât de slabă poate să fie într-un moment. Au jucători de excepție care fac diferența, iar Steaua au crezut probabil că jocul este câștigat de la pauză. Pentru că tot ce s-a întâmplat în prima repriză nu dădea nimic, nu dădea de înțeles că Astra mai poate să se întoarcă. Vorbeam de Radunovici, mi se pare că a alergat liniștit pe acolo, centra în flancul lui în stânga. Crețu slab meciul ăsta? Crețu, totuși, o apărare care este improvizată. Cristi a stat foarte mult accidentat, Steaua suferă din punctul ăsta. De vedere, fac greșeli defensive foarte, foarte mari. Crețu este un pilon de bază, este un jucător titular. Într-adevăr, Radunovici a prins un meci foarte, foarte bun și a câștigat duelul cu Crețu pe faza ofensivă Astrei și acolo s-a văzut. Dar una peste alta, Crețu este un titular de drept al Stelei și nu cred că principala problemă a Stelei e Crețu. Bun, hai să vedem ce a avut de spus antrenorul celor de la Astra, Bogdan Andonu, după partid, după care revenim cu Dan Alexa. E clar că fiecare dintre jucători sau noi ca antrenori sau oamenii din club ne-am fi dorit să jucăm în Europa. Era un target al nostru, era un obiectiv al nostru, care poate ne-ar fi motivat și mai mult, dar asta e, din păcate ne adaptăm situației, trebuie să ne găsim motivația să câștigăm cât mai multe meciuri și cât mai multe puncte până la final. Dacă FCSB-ul ar fi câștigat în această seară, ar fi avut șanse, chiar șanse bune, dar cred că CFR-ul și Craiova se vor bate și posibil să se joace ultimul meci la Craiova cu titlul pe masă. Consider că Alibec poate fi numit nașul FCSB-ului? După golul de 3-2, mi-a făcut chiar un semn, așa, dacă nu vrei. Nu vreau nici să comentez și nu știu dacă a făcut un semn ca să le special contra lor sau așa, nu. Cred că pur și simplu a fost o descătușare a lui și a dorit foarte mult să marcheze și mă bucur pentru el că a avut acele reușite. Crezi că îi vei avea Calibec și Budescu și sezonul viitor? Unde îi vezi pe cei doi în campionatul următor?
Greu de spus, greu de spus. Vedem ce va fi în ultimele 5 meciuri, vedem ce va fi de la vară, ce strategie vom aborda. Se știe că cei doi jucători își doresc să prindă contracte în străinătate. Depinde de evoluțiile lor din ultimele 5 jocuri și de ce oferte vor veni la vară. Da, Dani, mi se pare... Cum mai poți să motivezi o echipă care nu are drept de joc în Europa? Ok, vezi că urci, te chinui, crești în clasament și după aia te trezești că la finalul suntem pe loc de Europa, dar noi nu putem să jucăm. E frustrant pentru fotbaliști, mă gândesc, nu? Da, este foarte greu. Ascultam și interviul lui Bogdan Andone. O să vedem imediat ce a spus Bogdan Andone, dar... Nu, a spus ceva de... Probabil ar fi fost mult mai motivați dacă ar fi putut juca în europene. Într-adevăr, este o problemă mare. Șansa asta este că în momentul ăsta au în componență jucători care le place foarte mult meciul oficial. Ei trăiesc pentru asta, Budescu, eu cunosc Budescu, Alibec, mai ales când joacă împotriva echipelor ca și Steaua, ca în derbiul contra CFR-ului se motivează, vor să arate că încă sunt în prim plan. Dar e o problemă, clar, nu... Pentru Bogdan este foarte greu, să motiveze echipa știind practic că nu au obiectiv. La titlu nu se mai pot bate, pentru că diferența este prea, prea mare. FCSB-ul e ștăgat 100% FCSB-ul, de din punctul meu de vedere, da, au pierdut multe puncte, mai ales în începutul ăsta de mini-retur. Și lucrurile astea pentru Steaua lucrurile sunt clare. Nu au mai obiectiv cupa, unde au prima șansă să joace finala, pentru că au câștigat, au clar în Ștefan cel Mare. Și cred că este cam singurul obiectiv care îl mai au în momentul ăsta. Dacă ar fi câștigat aseară FCSB, ar fi avut șanse reale la lupta la titlu sau e închis acolo între Craiova și CFR? Eu cred că ar fi avut și spun de ce. Au câștigat în cupă o victorie foarte importantă pentru ei, ca și rezonanță, ca și, să zic, istorie. Au bătut pe Dinamo cu 3-0 la ei acasă. Ar fi câștigat aseară și le-ar fi dat un moral fantastic. Echipa arăta un trend ascendent, mai ales după ce s-a văzut prima repriză. Ei au ratat o bună oportunitate de a schimba, să zic, viitorul traseu. Bun, hai să vedem ce spune Bogdan Vintil, antrenorul. Încurc că sunt doi Bogdani, antrenorul FCSB-ului, după care revenim. La 2-0 aveam șanse să ne batem la titlu. La acest scor este în pericol chiar și locul 3. Pentru că urmează un meci cu Botoșani pe care și, bineînțeles, mai sunt meciuri, dar trebuie să ne trezim și să avem o altă atitudine în joc. Este un meci cu o încărcătură aparte. Trebuie să strângem rândurile până la acel joc și să ne facem așa o autoanaliză și să încercăm să jucăm ceea ce jucăm noi pe o perioadă mult mai lungă, pentru că este păcat că avem aceste fluctuații de joc. Este păcat că nu mai putem să ne batem la titlu, dar trebuie să învățăm din aceste momente și tot ce ni se întâmplă să învățăm din el, să căpătăm experiență pentru viitor, pentru că este nevoie. Avem o echipă tânără care, din păcate, este lipsită de experiență. Da, le frică și pentru locul 3. Da, joacă cu Botoșaniu. Botoșaniu vine după victorie la Mediaș. Botoșaniu e echipa care joacă fotbalul, o echipă vie. Dacă bate Botoșaniu, se pune, chiar au șanse foarte mari să termine Botoșaniu pe 3. Dar te întreb altceva, Dani. Mai contează acum pentru FCSB că termin pe 3, pe 4? Mă refer, de exemplu, dacă termin pe 4 și e Astra pe 3, oricum merge în Europa că nu are drept de joc Astra. Dar mai contează acum, cred că în orice, în afară de câștigarea campionatului, e eșec pentru FCSB, nu? Pentru FCSB, pentru CFR? Pentru CFR, clar. Pentru Steaua... Sincer, cum a început acest play-off, plecau cu șansa a doua. Acum a treia, clar, pentru că Universitatea Craiova a avut un parcurs excepțional. 3 meciuri, 3 victorii, chiar dacă la nivelul jocului au suferit în primele două jocuri, la CFR au arătat foarte bine, au arătat forță mentală, ceea ce le lipsea Craiovei până la meciul cu CFR-ul. Victoria cu CFR pentru Craiova este foarte importantă, pentru că abia acum lumea, cred că și ei,
cred că pot câștiga campionatul. Dar ce a schimbat Bergu? Adică, vorba aia, nu i-au fost aduși jucători, pur și simplu a venit de la retrogradare, unde era cu crucea pusă la voluntari și face spectacol la Craiova. Ce s-a întâmplat? Bergu este ca tip de antrenor un antrenor foarte așezat, care dă foarte mult echilibru echipei, care dă o liniște echipei, care e foarte importantă, pentru că la Craiova echipa, jucătorii au valoare, clar. Da. Au suferit foarte mult în primele două jocuri, meciul cu Astra de acasă și apoi cel cu Botoșaniu. Au arătat o creștere meciul cu Botoșaniu, dar cred că Bergu a schimbat în primul la nivel mental. Este antrenorul care aduce echilibru, presiunea este foarte mare atunci când ai un obiectiv de genul campionatului, iar el cred că a reușit să le dea liniște jucătorilor, să le ia presiunea. Bergu este genul antrenor care ia presiunea asupra lui. În vestiar. Când vorbim de presiune, ai văzut declarațiile lui Gigi pe care, mă rog, i-a recunoscut pentru asta. Cât de rău fac declarația pe care face patronul FCSB jucătorilor? Bine, discuția este... E veche, este într-adevăr, foarte... dar te întreb în contextul jucătorilor actuali, pentru că sunt mulți jucători tineri. Că dacă vii tu, nu știu, Dan Alexa la 30-33 de ani, nu mai ești la fel de afectat ca Denis Man la 21-22 de ani. Clar, nu? Bine, eu cred că jucătorii care au deja... și toate vechi la Steaua s-au obișnuit. Eu cred că în momentul ăsta la Steaua este principal vine faptul că sunt foarte mulți accidentați. Uh-huh. Vorbesc strict de perioada asta. Foarte mulți accidentați. Au încropit o echipă din cum se refăcea, Cristea s-a refăcut puțin, a jucat titular. Deja seara al doilea meci s-a văzut că suferă, că lipsește o bază. Steaua va suferi până la final pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Probabil și pandemia s-a dat peste cap, mulți accidentați, probleme mari de lot. Iar referitor la ce a spus domnul Becali, am spus, într-adevăr, pentru un jucător tânăr este foarte greu să crească sub presiunea asta. Avem exemple de jucători care au jucat foarte bine în alte părți, au venit la Steaua și joacă mult sub nivelul lor. Hai să vedem o intervenție de aseară a patronului FCSB după meci. A fost foarte supărat. Vedem ce a avut de spus, pe care revenim. Te-a scos, deci nu, dar eu am uitat că este el, că nu știam că mai este el pe teren. Că dacă știam că este el pe teren, eu scoteam. Dar n-am uitat că este Tănase pe teren. Dacă mă las de fotbal și fotbaliști caribec nu mai vreau. Pentru că voi nu știți ce se întâmplă la antrenament. Adică el e ca un copil de ăla care nu îi dă măsațuță. Păi da, dar în meciuri dă goluri, de exemplu. E treaba lui, nu știu, eu să dea goluri unde vrea el, dar eu n-am nevoie de jucători ăștia. Adică vreau disciplină. Păi n-avem care apărare. Și aia era apărare. Miron săracul, să-l văd. Să vine să și râdeți de... Vine să râd când mi-aduc aminte cum cade săracul de el, vai de capul lui. Dar n-ai văzut că ei, de exemplu, mingea, nu ajungea niciodată la la Astra, dacă nu îi dădeam noi fundașii central, că nu era niciun fel de pericol, dădeau mingea iurea, și el și Cristea. Uh-huh. Pentru ce dai mingea iurea? Că ești liber, poți să o pasezi, să plecăm iar în apărare cu mingea la picior. Înțelegi? Da. Nu știu, a fost o mare tâmpenie care jucătorii, problema lor, e viața lor, deci el și ăsta și Man. I-a plăcut lui Ducadam de Man. Foarte bine că i-a plăcut, dar eu spun așa. Dacă cineva îl vede pe Man cum a jucat el meciul ăsta, ce, dacă a dat gol și gata, înseamnă că el a fost bun. Păi, dar uitați-vă că golul 2 care îl ia, el pierde mingea în tuș acolo, aiurea, lejer, și da el un golul și suntem egalați. Deci, atitudinea care a avut-o Man, a avut-o toți jucătorii. Și el, dacă are atâmea asta, niciodată nu mai pleacă în sănătate, el, domnul Man. Bă, dacă bai 2-0 și pierzi meciul cu o echipă care nu vrea să câștige, de fapt. Normal că e și antrenorul și a capitanului de echipă și la toată echipa. Ia uite-l pe Miron. Miron, nea Miroane. A greșit omul, ce vezi. Stai, mă, ce asta e greșeală, asta e de cine. Doar nu a făcut intenționat, a greșit. N-am cu cine să joc, dar să văd, mai bine bag un puști acum și gata. Da, Nea Miroane, Nea Miroane. Ce zici, Dane, de Nea Miroane? Are dreptate. Uite, chiar am scris pe foaie, vreau să te întreb, Crețu și Miron, mie personal, mi s-au părut dezastruși aseară.
Da, da, Miron a venit după o pauză. Miron, când a fost adus de la Botoșani, a fost între fundașii bunei ligi întâi. Bine, Dani, dar te întreb altceva. Tu când erai la Dinamo, stătea cineva după tine care a avut o pauză? Stătea Andone după tine? Hai băi, Dani, care ai avut și tu o pauză? Așteptăm. Nu stă nimeni după tine la nivelul ăsta, la Dinamo, la FCSB, nu? Da, dar Planici a plecat înainte de acum două săptămâni. Miron a stat mult la un nivel... Așa e rămâne. Da. Eu am altă filozofie. Eu cred că un jucător, dacă joacă bine într-o parte, aia e valoarea lui. Dacă vine undeva și nu se acomodează, bine, factori sunt foarte mulți. Din vina lui, din vina antrenorului, din vina mediului, din vina echipei, dar valoarea el și-a demonstrat-o, Miron. Faptul că arată deci așa Miron de rău, e de FCSB din punctul tău de vedere? Într-un mediu sănătos? Într-un mediu sănătos? Da. Da, dacă Miron realizează că e la FCSB. Ah, interesant. Spui că poate fi și o chestie psihică pentru un jucător venind de la echipă de provincie. Pentru că e altă mentalitate. Cu tot respectul pentru Botoșani, am numai cuvinte de laude pentru tot ce se întâmplă la Botoșani. Dar în momentul în care vii la o echipă de top care se bate la campionat, trebuie să schimbi și mentalitatea. Trebuie să fii mult mai serios, trebuie să îți dorești mult mai mult. Nu mai merge cu trei zile pe săptămână bun, două proaste, merge și joc bine că-s capitanul echipei. A crescut nivelul. Aici e o problemă. Dar și Miron poate să fie pus pe calea cea bună. Pentru că și-a demonstrat valoarea. Nu-mi place și sunt împotriva faptului să dai într-un jucător după două meciuri, trei meciuri proaste. Miron are valoare. Eu de aici plec. Miron are valoare și... Dar faptul că nu joacă la nivelul la care ar putea să joace, probabil e și din vina lui. Absolut. Eu nu vreau să acuz pe nimeni. Bun. Dinamo a fost a ta echipă, ai blestemat-o la un moment dat, ai spus că Dinamo va mai lua trofee doar când va antrena Dan Alexa acolo. Se pare că e din ce în ce mai rău pentru Dinamo, lăsând gluma deoparte. Lanterna roșie a ligii întâi, te-ai fi așteptat vreodată la așa ceva? Sincer, nu. Nu s-a așteptat absolut nimeni, dar sunt probleme mari, probleme din toate punctele de vedere. Nu cunosc, pentru că nu prea mai țin legătura cu absolut nimeni de acolo. Cu Dănciulescu mi-am o relație, vorbim destul de rar. Ce este cert e că Dinamo este într-o situație aproape ce se poate face, Dani? Te întreb acum cu ochiul antrenorului din exterior, ok? Dar ce se poate face ca să se remedieze, să nu se ajungă la retrogradare până la urmă? Din punct de vedere tehnic. Atâta vorbesc, că nu cunosc... Ok, da. Din punct de vedere tehnic, cred că oricărui antrenor din... care ar fi acum la Dinamo ar fi foarte greu. Pentru că, am mai spus-o, faptul că ești la retrogradare, că te bați pentru evitarea retrogradării, este mult mai dificil decât pentru a te bate la câștigarea unui campionat. Pentru că atunci când te bați la retrogradare, rezultatele sunt negative, absolut, că de-aia ai ajuns acolo. Corect. Presiunea este fantastică, cu atât mai mult la Dinamo, pentru că Dinamo în România este un club mare. Au probleme din punctul ăsta de vedere, sunt la a treia înfrângere consecutivă, ceea ce este grav, au ajuns pe ultimul loc. În momentul ăsta, factorul mental este decisiv, dar factorul ăsta mental vine din ca toți cei care sunt în jurul echipei trebuie să asigure o liniște, să asigure suportul jucătorilor sau antrenorului. Asta nu se întâmplă și ai văzut și tu, nu trebuie să fie acolo, vedem cu toții cu ochiul liber. În momentul în care echipa e pe locul 6 cu șanse la play-off, Ionuț Negoiță, finanțatorul, iese și spune într-o conferință de presă: eu nu mai susțin clubul sub nicio formă, nu mai dau niciun ban, îl las să moară. Te întreb că și tu ai fost fotbalist și vorba aia aici, că la cel mai înalt nivel. Cât de mult te afectează la nivel de psihic o incertitudine de genul ăsta? Tu ești cu mintea setată, hai că mai avem un pic și intrăm în play-off. Ne luptăm pentru chestia asta, iar patronul spune: bă, nu mă mai interesează, voi nu vă mai dau niciun ban. Te bulversează? Poate să te bulverseze, clar. Poate să te bulverseze. Acum, dar și după aceea au avut, într-adevăr, au urmat un declin și au revenit, dar ceea ce se întâmplă acum, practic, cu același lot de jucători din timpul campionatului, este foarte dificil, e o situație foarte dificilă pentru ei. Tu spui că lotul e bun, valoric? Nu, dar e același lot care a obținut și victorii importante în timpul campionatului. Dar acum factorul mental e groaznic. Este lot de play-off din punctul tău de vedere, Dinamo, sincer? Acum? Nu, deci jucătorii ăștia, nu că acum sau acum două luni, nu. Efectiv, dacă tu primești pe mână lotul ăsta, să-l pregătești de la începutul sezonului, crezi că poate ajunge în play-off? Poate să se bate la play-off. De ce e lot de play-off? Poate să se bate. Păi o luăm altfel. Nu spune de Fabrini că e fotbalist bun. Pentru că eu văd doar două, trei dribblinguri și cade din picioare. Nu, eu zic că Fabrini e un jucător bun.
părerea mea. Ok, e și o părere avizată, eu doar așa. Nu, eu pe părerea mea. Este singurul jucător care driblează. Chiar dacă dar nu e decisiv, Dani. Nu e decisiv, dar poate să fie alții pe lângă el decisiv. El scoate oameni din joc. Sorescu. E Montini, care într-un moment a jucat foarte bine. Într-un moment a ieșit foarte bine. A jucat foarte bine. E Sorescu, care din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai buni mijlocași laterali din România în momentul ăsta. Au un Chizător Mârcea, care era capitanul nostru. Da. Filip a câștigat campionatul cu Oțelul, care nu e Vali Lază, care e foarte bun. Pulici, care se bătea Steaua pe el și a jucat în străinătate. Deci nu, doi portari de top. Eu zic, Dinamo are un lot ok. Nu un lot să bată la campionat sau să fie sigur în play-off, dar are un lucru să bată pentru play-off. Crezi că se va salva de la retrogradare? Ce simți? Nu știu. E greu de spus în momentul ăsta. E greu de spus, pentru că acum factorul mental e decisiv. Pierd la Constanța sau unde joacă e acum? La Constanța, nu? Da. Pierd la Constanța, deci ajung la 4-a înfrângere de când a început. Suntem în direct alături de Gabi Răduță, deja fostul șef al Academiei de Copii și Junior. Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața! Am scris ieri de faptul că ai fost dat afară de Bogdan Bălănescu pentru că ai adus critici clubului în presă, e adevărat? Da, în mod normal, da, dar nu critici. Nu, ți-ai spus părerea că, până la urmă... Am detaliat ce se întâmplă... Politica e falimentară, având în vedere că echipa e pe ultimul loc în Liga 1, nu? Da, și asta e adevărat, dar numai că eu am vorbit mult mai mult de ceea ce mă interesează pe mine, Centrul de Copii și Juniori, coroborat cu ce se întâmplă la echipa mare vis-a-vis de aceasta coerență, de incoerență, de fapt, că noi n-am avut un program stabilit cu echipa mare și cu promovarea acestor tineri jucători. Da. Se vorbește de Gianni Chiriță, care ar putea fi adus de suporteri. Crezi că ar putea Gianni Chiriță să schimbe ceva la echipă în momentul de față? Păi eu mă bucur pentru fiecare fost fotbalist al Dinamo sau pentru fiecare fost fotbalist care a evoluat la nivel de performanță. Da, este un băiat care iubește Dinamo, un băiat care a făcut performanță la Dinamo. Da, eu văd un plus pentru Nu, Gabi, te întreb altceva, pentru că tu ai fost acolo în interior încă de la începutul venirii lui Negoiță la Dinamo și te întreb, poate un om ca Gianni Chiriță să schimbe ceva la Dinamo sau nu va fi lăsat de oamenii care te-au dat și pe tine afară? Păi văd că n-a reușit nimeni până acum, n-au reușit glorie ale lui Dinamo. Bănuiesc că la început va fi bine primit, dar după ce am văzut după fețele lor de ieri, sunt sceptic în privința lui Gianni că poate să facă singur ceva, că e un băiat cu personalitate și nu cred că va accepta să fie coordonat de cineva. Păi spunea și aici în emisiune, spunea că n-a ajuns la Dinamo pentru că el spune lucruri pe nume și lucrul ăsta nu e acceptat în Ștefan cel Mare. Păi așa, are dreptate. Eu am insistat cu Dănciulescu de acum 2 ani să vină. El ne-am întâlnit și cu el la hotelul Gianni. Da. Așa. Am stat împreună, am băut o cafea, el îmi spune același lucru, că vrea să schimbe anumite lucruri, vrea să facă anumite lucruri pozitive, dar i-am explicat și eu și Danciu că e cam greu. Adică își atrage și foarte, foarte multe antipatii, că în general nu se dorește o linie pozitivă. În România, în general, nu numai la Dinamo. Da. Gabi, te întreb altceva. Te doare faptul că ai fost dat afară de la Dinamo, sincer? Da, adică mă doare faptul în contextul că plec după 7 ani în care am promovat la nivel de liga, bine, împreună cu echipa mea, nu eu personal. Da. Am promovat peste 30 de jucători în Liga 1 și Liga 2. Da, știi că eu am făcut interviul ăla cu Ionuț Negoiță în care spunea că să-l mai lași în pace cu cupele alea de plastic, că n-are ce să facă cu ele. Da, știu, atunci am avut așa o discuție cu dânsul, dar nu, e patron. Poate să spună orice, adică cu domnul Negoiță nu vreau să am niciun fel de discuție. Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine la Dinamo în toate acești ani și cam atât. Adică cu dânsul chiar nu vreau să intru într-o polemică. Cum s-a comportat Bălănescu cu tine în momentul în care ți-a spus că nu vrea să mai continui la Dinamo pentru că vorbești în presă de club? Păi cum s-a comportat? A fost superior, exact. Agresiv, v-ați certat, a țipat sau cum? Nu. A fost o discuție de un minut. Da. M-a revăzut în Mircea Rednic, că așa i s-a întâmplat și lui, adică dacă vă povestesc cum a dat pe Rednic afară. L-a chemat să facă lotul pentru sezonul viitor și a pus concedierea pe masă, din câte știu.
Și Mircea m-a chemat și pe mine, m-a sunat și mi-a zis, Gabi, vino să facem strategia cu tinerii jucători. Incredibil. Lotul pentru, pe cuvânt, lotul pentru sezonul viitor. Și eu m-am dus cu o jumătate de oră mai târziu, că a zis să las să-și facă el treaba acolo. Și când am intrat, zic, ce faci, Mircea? L-am pupat, râdeam. Și el zice, m-a dat afară, direct așa mi-a zis, bă, cum e la mișto. Și cum era Rednic în momentele alea? Cum l-ai simțit? Deci tumefiat, credeți-mă. Tumefiat? De supărare? Da, adică era, nu supărat, cât surprins negativ. Adică, eu nu l-am mai văzut niciodată așa, în postura respectivă. Deci nu l-ai mai văzut niciodată atât de supărat pe Rednic în momentul în care a fost dat afară ultima oară. Da. Și știți că eu de-a lungul timpului am avut niște contre cu Mircea, dar toate erau... Tot o manipulare de asta crasă, că mi-a zis, bă, Gabi, venea la mine și îmi spunea că mă înjur, că vorbești tu... De Bălănescu te referi, că îi spunea. Da. Deci Bălănescu Mircea... băga fitile între tine și Mircea Rednic. Păi el mi-a zis, adică puteți să-l întrebați și pe Mircea. Și ce, nu credeam că ești un băiat de așa mare caracter. Păi zic, păi, Mircea, mai foarte bine, până nu cunoști un om să nu vorbești despre. Și el e la fel, adică... Da. La cât s-a vorbit urât de el, nu e nici pe departe persoana aceea negativă. Am înțeles. El strânge grupul. Dacă rămânea la Dinamo, din punctul meu de vedere, nu ajungeam aici. Da. Gabi, ultima întrebare, că suntem presați de timp. Ai oferte de la alte echipe din Liga 1? De la două echipe, da. Poți să ne spui echipele? Nu. Nu, că încă nu s-a materializat. Și... E vorba și de Poliaș cu Mircea Rednic? Nu. Ok. Unii de un an de zile tot sunt în discuții cu mine, când tot așa s-auzea că plec și cred că acolo să aleg varianta respectivă. FCSB e o variantă? Mă doresc foarte mult. Nu. Sunt nicio formă. Ok. Bun. Îți mulțumim mult, Gabi Răduță, și multă baftă în continuare. Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă. La fel. Bun. Dane, rapid. Mai e un pic și se apropie punctul zero în care trebuie să... Bucați, cum eu avem prima etapă. Surprinzător pentru mine personal, ați bătut în amical pe Turis 4-1. Turis, o echipă care a subjugat Rapidul în ultimele meciuri oficiale. Da. Adică de unde scorul ăsta 4-1? N-au jucat cu echipa bună? Au jucat cu copiii? Da. Ce s-a întâmplat? Au jucat cu echipa bună. Așa. Și noi și ei. Am făcut două reprize de 50 de minute. A fost un joc bun. Bine, cu momente bune, foarte bune, și momente proaste pe care trebuie să le analizăm foarte, foarte serios. Într-adevăr, începe play-off-ul, 5 meciuri, 5 finale. Prima deplasare la Mioveni, care și-au exprimat oficial, adică clar că vor promovarea. Trebuie să avem stare de spirit. Trebuie să... Ai reușit să aduci chestia asta, stare de spirit, până acum? Că tu ești recunoscut ca fiind un om care gestionează bine vestiarul unei echipe. Știi să apropii jucătorii. Da, echipa este în creștere. Am parte de un lot de jucători care foarte receptivi. Un mix, jucători cu experiență, jucători tineri. Dar, repet, am arătat bine până acum. Echipa este într-o creștere. Trebuie să avem foarte mare încredere pentru începutul ăsta de play-off, pentru că sunt 5 meciuri. Fiecare meci poate să fie decisiv. Fiecare punct e decisiv și noi trebuie să recuperăm cel mai mult. Noi, practic, suntem pe locul, ultimul loc din play-off. Da, cu o victorie în prima etapă ai putea schimba, ai putea urca chiar și pe 3. Tocmai de asta primul meci este foarte important. Meciul cu Măgurile, într-adevăr, s-a făcut un joc bun. Ai fost surprins de scor și de jocul băieților tăi? Sincer. Echipa are potențial. Știi ce te întreb, dacă ai fost surprins? Pentru că Rapidul de multe ori, și nu zic aici că ar fi vorba de Pancu, Doamne ferește, ci de faptul că echipa de multe ori nu arăta bine din diverse motive. De exemplu, spunea Pancu că pentru Rapid ar putea fi un avantaj că nu vor avea suporteri în tribună, pentru că jucătorii tremurau când vedeau suporterii Rapidului. Nu, eu cred că este mare plus. Cu galeria în... Cu galeria, adică e un minus pentru că nu vei juca cu galeria. Absolut. Cred că sunt cei mai dezavantajați din punctul ăsta de vedere. Probabil și Petrolul. Chiar și UTA la meciurile de acasă au o galerie, așa cât de cât care se face auzite, dar noi suntem cei mai dezavantajați. Forța noastră, ca și club, și unul dintre factorii importanți a reînvierii Rapidului, este galeria, absolut, suporterii. Iar faptul că noi avem, pentru noi e clar un minus. Te-a surprins, Daniel Pancu, că și-a trecut în contractul de președinte clauză să nu poate veni antrenor după tine? Nu, și a fost...
a fost decizia lui. Cum ai primit informația asta? Te-a bucurat, te-a flatat, te-a surprins? Nu, dar și dacă nu punea pentru mine... El a spus că nu vrea să pună presiune pe tine cu el, repet, eu am discutat cu el încă de la început. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Daniel iubește foarte mult Rapidul, este un simbol, o legendă a acestui club, iar faptul că a venit la noi demonstrează că toți tragem la aceeași căruță. E unitate în momentul de față, atât conducere cât și staff? În momentul de față este unitate. Țin foarte mult la lucrul ăsta pentru că am simțit cumva că asta a lipsit înaintea mea. Am simțit, nu știu cu certitudine, dar pentru mine important este ca toți să fim uniți. E un moment important pentru noi, pentru clubul Rapid, iar orice formă de egoism nu și-are rost în momentul ăsta. Bun, Dan, ultima întrebare, pentru că trebuie să ajungi la antrenament, nu te mai ținem. ProSport a scris despre faptul că Gabi Tamaș s-a înțeles cu Rapidul să semneze dacă promovați în Liga 1. Care e situația lui Tamaș? Îl vrei? Crezi că mai face față la 37 de ani? Nu, i-am mai spus-o. Nu, în momentul ăsta nu ne gândim la niciun transfer. Și foarte bine că mi-ai pus întrebarea asta, ca lucrurile să fie clare. Nu ne gândim la niciun transfer. În primul rând trebuie să promovăm. Vrem să luăm fie pas cu pas. Toate energiile noastre sunt pentru jocurile astea 5. Sigur, să ne ajute Dumnezeu să promovăm, mi l-aș dori pe Gabi Tamaș, dar el știe, eu am o relație foarte bună cu el. Eu îl apreciez atât ca fotbalist cât și ca om. Dar să vorbim de vreun transfer în momentul ăsta e inoportun. Dacă vom promova, normal că mi-aș dori jucători de top care... Deci un fotbalist pe care ți l-ai dorit, Tamaș, dacă promovezi. Absolut. Da, mi-aș dori pe Tamaș, dacă am fi să promovăm, dar nu s-a discutat nimic concret în momentul ăsta. Adică este o discuție, cum mi l-aș mai dori și pe Budescu, și pe Djokovic, și pe cine nu și dorește. Înțeleg. Înțeleg. Okay. Okay. Bine, îți mulțumim mult, Dan Alexa, și baftă la antrenament. Doamne ajută. Da. În continuare, vă prezentăm un interviu exclusiv cu selecționerul României, Mirel Rădoi. Colega noastră, Carmen Mandici, a vorbit cu Rădoi. Vom afla ce părere are selecționerul despre lupta la titlu din Liga 1, despre Adrian Mutu pe banca echipei de tineret la Jocurile Olimpice, despre transferul Man, Coman și Tănase de la FCSB, dar și despre cum se poziționează selecționerul în problemele pe care le întâmpină Dinamo în acest moment. Vedem interviul, după care revenim. Bun găsit și înainte de toate mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Hai până ajungem la treburile tale de la echipa națională. Ce impresie ți-a lăsat CFR cu Craiova? Gata? S-a relansat? S-a echilibrat, pot să spun. Prin victoria Craiovei s-a echilibrat lupta la titlu între cele două echipe. Pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul de față o vor duce doar, celelalte, FCSB, Botoșani, Gaz și Astra. Eu cred că e foarte dificil pentru ele să mai intre în lupta pentru titlu. Un ritm foarte bun, intensitatea cu care s-a jucat, chiar fazele de poartă au fost destul de numeroase. Mi-a plăcut ceea ce am văzut. Continuare, CFR are un punct care poate fi decisiv pentru câștigarea campionatului. În plus de asta, are un lot cu jucători cu foarte mare experiență, care știu ce înseamnă meciurile sub presiune și nu va fi ușor deloc pentru Craiova să câștige campionatul în acest moment. Ne gândim că au avut această decizie cu domnul Bergodi. Cât îți ia să te gândești când primești o astfel de ofertă? Și aș face paralela cu tine. Cât timp ți-a luat să accepti acest post? Te-ai întors de pe parte și pe alta? Ți-ai făcut gânduri că mai bine nu te riști? E oarecum diferită situația, pentru că eu, dacă nu vedeam acele articole vis-a-vis de jucătorii pe care am antrenat la Under 21 la campionatul european, mi-aș fi continuat treaba, rămâneam la Under 21. Dar când am văzut că toată lumea a început oarecum să se lege de ei și de evoluțiile lor, că oarecum echipa națională nu are un viitor, n-am putut să stau deoparte, pentru că dacă am reușit acea performanță, am reușit doar cu ajutorul lor și nu neapărat cu ajutorul meu. Și atunci mi-a fost mai ușor de luat în calcul oferta asta de a accepta. Dacă nu apăreau acele articole, probabil în continuare eram antrenor la Under 21. Poate făceam rocadă cu Adi, venea el direct la echipa mare. Eu sper că de acum încolo acesta să fie cursul. Indiferent dacă vom avea sau nu calificări, antrenorul de la Under 21 mereu să aibă performanțe, să pună sub presiune antrenorul de la echipa mare. Dar tu, ca și suporter al
naționalei României, pe cine ți-ai fi dorit selecționer privind din afară? Că toată lumea a discutat, domnule, nu are experiență. Eu pot fi și subiectiv în momentul ăsta, pentru că eu pot... Exact. Pentru mine, cred că el ar fi fost cel mai indicat, pentru că în momentul de față are cea mai mare experiență, Nea Mircea Nema antrenând. E clar că dacă ar fi fost după mine, l-aș fi ales pe Cosmin Lurie și atunci veneam secundul lui. Tot eram... Dar ai refuzat atunci Arabia Saudită, nu pentru o... Da. De ce ai refuzat? Eram într-o situație dificilă, am preferat să mă duc în Italia să fac licența, venisem după perioada de la FCSB și am zis că vreau oarecum să mă liniștesc, să-mi găsesc locul, chiar dacă știam că în momentul respectiv aveam numai de câștigat. Nu neapărat că eram antrenor secundul unei echipe naționale, dar eram secundul lui, lucrând zi de zi cu el. Probabil că acumulam foarte multe informații, dar alesesem deja să mă înscriu la școala din Italia și mi-era greu să întrerup, pentru că trebuia să mă aștept încă un an de zile. Și atunci am zis, Oli, îmi pare rău, îți mulțumesc, dar drept dovadă, mai târziu s-a dovedit a fi un pas inspirat. Apoi... Da, și pentru mine și pentru el. Care va fi logica abordării partidelor, pentru că vorbim că este foarte important, nu, cu Islanda, dar sunt acele două meciuri înainte. Le vom trata profesionist. Primul meci este cel mai important. De ce? Pentru că logica lucrurilor ne-a adus să fim în situația de azi. Datorită acestei... Nu pe nimeni în perspectiva nu. Meciului. Nu, absolut. Nici jucători, nici rezultat, nici lucruri care să ne ferească de Islanda. Pentru că suntem... în continuare cu o șansă la campionatul european, doar datorită acestei competiții, Ligii Naționale. Și atunci, de ce să nu încercăm să profităm? Chiar dacă în momentul de față situația este mult mai dificilă, trebuie să câștigi grupa și chiar și atunci vor merge cele 10 câștigătoare plus cele 3 la baraj și vor continua clasamentele și meciurile în continuare. Dar avem o șansă și trebuie să jucăm 1, 2 la mână. Pentru că vorbim de niște echipe cu jucători precum... Este adevărat, centrul terenului de la Leipzig, da, Sabitzer și cu Leimer sunt la Naționala Austriei, dar asta nu înseamnă că automat favorita de pe hârtie este și favorita când începe meciul la câștigarea partidei. Noi am întâlnit situația asta anul trecut în vară la campionatul european, la Under 21, când România era practic ultima cu cel mai mic coeficient din toate cele 12 candidate. Nu mai zic de grupa pe care am întâlnit-o și la fel la sfârșit s-a dovedit, am terminat prima în grupă. Deci nu cred neapărat. E clar că nu suntem cu prima șansă, dar eu cred că în momentul de față cine va întâlni România nu o va bate așa ușor precum vor crede. Știi cum va arăta echipa României la aceste prime meciuri de la debutul tău? Pentru că ai foarte mari bătăi de cap. Accidentări, unii care nu joacă, unii care abia revin după multe luni, recte Chiricheș. Avem o idee despre cum va arăta echipa națională a României, dar nu în totalitate, pentru că așteptăm să ne apropiem cât mai mult de meciurile oficiale, să vedem forma jucătorilor. Nu cele mai mari bătăi de cap? Din punctul nostru de vedere, în atac. De ce? Acum pentru că... Nu, chiar dacă nu avem un cuplu de fundaș central care să fi jucat foarte multe partide împreună, dar în momentul de față, pentru noi, compartimentul ofensiv. De ce? Pentru că sunt foarte mulți jucători ofensivi. Încep în Cicăldău, Nistor, Stanciu, Ianis, Budescu. Sunt jucători care oricând poate să apară în primul 11 și e foarte greu să introduci pe toți la începutul partidei. Cum va fi relația cu Adrian Mutu în perspectiva acestor jucători care trebuie să treacă de colo-colo, îi lași lui Adi? Sau... Aici va trebui să continue relația pe care și eu, Cosmin, am avut-o. Va trebui să fie o negociere pe argumente. De ce are el nevoie mai mult decât mine? Ce are în locul jucătorului X? Pentru că sunt lucruri care... trebuie discutate, dar în același timp să avem grijă, pentru că și Naționala de Tineret contează. La fel cum a fost din relația mea cu Cosmin, când Naționala de Tineret a avut foarte mult de câștigat, pentru că ne-am înțeles foarte ușor și mi-a lăsat aproape mereu jucătorii pe care i-am dorit, cred că așa ar trebui să continue și de acum încolo. O să vă dați scoate pe bancă la Jocurile Olimpice? Cum dați la pace acolo? Nu, pentru că ne vom împărți foarte, foarte bine sarcinile și nu vor fi probleme. Adică împreună, clar.
Da. Dacă o să permită... Orice. Și dacă nu era Adi, dacă era altcineva, tot era prezent la Olimpiadă. Cu atât mai mult Adi. E o relație... Acum să vedem. Poate ne vom întâlni cu situația în care el se va califica acum la Euro și nu va mai aștepta până la Olimpiadă, va pleca la o echipă de club. Există nu știm. Și acest risc? Există, are contacte din Italia și mă gândesc că în acea situație am fost și eu. Am avut oferte imediat după dubla din Portugalia și Bosnia. Puteam să plec imediat după ce am avut după calificarea la Euro, am avut după ce am jucat Euro, la fel. Și se poate întâlni și el cu o situație asemănătoare. Tu ai luat în calcul așa ceva sau ți-ai propus? Deocamdată nu. Altfel plecam. În momentul de față ne gândim la o calificare la campionatul european, după aceea la o calificare la campionatul mondial și după aceea va trebui să ne găsim fiecare continuare de lucru. Foarte mult s-au împărțit. Te-a durut sufletul, ai fost necăjit când ai văzut niște nume care ce caută Mirel Rădoi, ce caută Adrian Mutu, ce caută fără licențe, de ce ne riscăm, nu sunt foarte experimentați. Te-a necăjit? Nu, așa? Nu m-a necăjit. Mă așteptam. Te-a făcut să te gândești? Și nu. Au dreptate, poate? Nu neapărat. Pentru că sunt, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt lucruri diferite. Dacă vorbim de meseria de antrenor, au dreptate. Nu au o mare experiență decât cele 5 luni petrecute la FCSB și după aceea la Juniorii Emirate. Dacă vorbim de meseria sau funcția de selecționer, atunci sunt la bază 2 ani. Deci e o experiență mult mai mare decât ca antrenor. Și atunci nu pot să le dau dreptate. Dacă vorbim doar din punct de vedere al carierei ca și experiență, atunci mereu va fi o polemică. Nu neapărat la Mirel Rădoi sau la Adrian Mutu, va fi la orice antrenor tânăr din lume, indiferent că va fi la o echipă de club sau indiferent va fi la o echipă națională. Mereu va fi această polemică, este antrenor tânăr, nu are experiență, bun. Și atunci eu vin și întreb și eu unde ar trebui să avem această experiență, numai la juniori? Cineva odată tot trebuie să întindă o mână, pentru că sunt cazuri în care vedem că au ajuns antrenori foarte, foarte mari, antrenori care nu au antrenat o perioadă foarte mare. Ne uităm la Guardiola, care n-a antrenat decât 5 luni la Barcelona 2, după care a fost pus la Barcelona. Fiind în contextul în care cei cu experiență, care tot așteptau șansa la echipa națională, nu au fost aleși în detrimentul tău. Da, nu știu numele celor cu experiență. S-a bazat... Dan Petrescu, Cosmin Olăroiu, domnul Hagi... Da, toți trei erau sub contract, din punctul meu de vedere. După aceea, dacă și alte nume apar doar că au antrenat, dar fără mari rezultate, atunci oricine poate veni să întrebe. Bun, ai experiență ca antrenor, dar ce rezultate ai avut? Deci oricând se va crea o polemică. Exact. Până la urmă, cred că îi vom mulțumi pe toți cu o calificare la campionatul european. Este și destul de mare fă, între ghilimele, și pentru Adi Mutu, dacă ne uităm la acest Panta, de care chiar spunea domnul Becali că un geniu așa de tânăr, doar la Mirel Rădoi am mai văzut. E prea mult să ajungem la astfel de comparații? Sau? Nu e prea mult deloc. De ce? Pentru că mi-a plăcut jucătorul și eu îl știam fundaș dreapta. Și când l-am văzut la meci evoluând pe poziția de fundaș stânga, ok, este tot o poziție de fundaj lateral, dar el fiind la bază de picior drept, mi s-a părut ciudat să-l văd în poziția, s-a descurcat foarte bine. Și cred că e un copil, din ce am discutat cu Meme, și de o educație bună, pentru că, din păcate, avem o mare problemă. Apar jucători foarte talentați la vârstele astea, dar, din păcate, auzim că nu au o educație foarte, foarte bună. Și atunci, aici trebuie să intervenim foarte direct noi antrenorii, pentru că la vârstele astea trebuie să încercăm să-i și educăm, nu doar să-i antrenăm. Educat din toate punctele de vedere? Din toate punctele de vedere, da. Atât timp cât un jucător la 15-16 ani vine și spune că dacă el nu va juca titular, nu va mai veni, pentru mine e o problemă de educație, nu neapărat de mentalitate. Am auzit la foarte multe cluburi din țară și în continuare eu înțeleg că nu poți să pedepsești, pentru că e un copil prea mic, dar și nu-l poți pedepsi, dar trebuie să-l faci să înțeleagă ce înseamnă lucrul ăla când vorbește așa, că nu are respect față de ceilalți colegi care se antrenează. Sunt cei care te aștept să facă pasul undeva mai repede, probabil nu pe milioanele cerute de
Cred că și așteaptă, pentru că deja e o perioadă lungă și pentru ei nu prea te mai au ce să... Te afectează? Ești în astfel de discuții ca și jucător? Te-a afectat vreodată pe tine? Te-ai putut concentra? Pe mine nu. A fost o perioadă foarte scurtă la început, dar nașul atunci, când eu am venit, nu avea mare implicare la echipe. Era alt gen, adică venea să vorbească cu noi, glumea, nu ne certa, nu era cel din ziua de azi în care iese la televizor și critică jucătorii, dar și aici e o situație. Deja jucătorii și antrenorii sunt obișnuiți. Știu când vin la FCSB, ai evoluții bune, valorezi nu știu câte zeci de milioane, nu te-ai ridicat la nivelul așteptărilor, vei fi criticat. Adică discuțiile sunt foarte simple. Plus Moruțan al patrulea, cred că cât de curând vor vrea și ei, își doresc să schimbe mediul, dar vor trebui să realizeze ceva. Nu e campionatul, trebuie să iei o cupă, trebuie să te califici și ori în Europa League, ori în Champions League, ori să ai evoluții foarte bune la naționalele tineri sau la echipa mare. Altfel va fi foarte greu să pleci pe sumele pe care le dorești în așa. Mai poate pleca un jucător în perioada următoare? Măcar pe suma pe care a plecat, poate Stanciu, să zicem. Eu cred că da. Sunt meciuri care urmează la naționalele tineri, sunt meciuri care urmează la echipa mare. Sunt tururile preliminare din Europa League și eu cred că pot fi jucători care pot pleca 7-8 milioane de euro din cei pe care i-ați enumerat. Ai menționat Cupa României, o surprinzătoare finală care deja se conturează, nu? După rezultate, da. Acum să vedem că pentru Dinamo a mai existat un episod libereț în care au revenit fantastic. Se chinuie cu voluntari, cu... Crezi că... Bine, poate fi un meci în care oricum nu mai au absolut nimic, adică au pierdut în tur 3-0 acasă, se pot întâmpla multe, pentru că nu mai au nimic de pierdut la retur. Un meci în care ai fost tu adversar al lui Dinamo, ți-au revenit ei așa, de la vreun scor din acesta? Nu mi-aduc aminte. Dar fotbalul e atât de imprevizibil că se poate întâmpla oricând, orice. Acum, vis-a-vis de finala care poate fi posibilă, aici are o șansă mare FCSB de a se califica mai departe în cupele europene. Nu ți se pare că a devenit destul de incomodă și sepsi cu domnul Broza? Ba da, și e o schimbare majoră și de atitudine, și de rezultate, și de joc. Dar în astfel de momente... Chiar dacă, ca și medie de vârstă, FCSB nu e foarte, foarte experimentat, are jucători care știu să evolueze într-o astfel de partidă. Pe când Sepsi nu a mai fost pus în situația asta de a juca o finală de cupă. La situația lui Adi Mihalcea, acum privește, acum și din perspectiva tehnicianului? Pentru că deja se discută, nu ți-a mers. Exact cum spuneai și tu, dacă ai două rezultate din acestea, da, dar el deja vede lucruri pe care le-a antrenat și se implementează. A durat ceva mai mult și, din păcate, după două partide cu rezultate pe care nu și le-a imaginat, nu că nu și le-a dorit, nici măcar nu cred că și le-a imaginat, dar nu știu ce schimbare în bine ar aduce încă o dată schimbarea unui antrenor. Adică, indiferent cine ar fi el în momentul de față, nu știu dacă ar putea să știe și să cunoască mai mult despre Dinamo decât o știe Adi în momentul de față. Are, dacă nu mă înșel, 4, dacă nu 5 trofee câștigate cu Dinamo, știe ce înseamnă istoria clubului. Pe de o parte, poate veni cineva să te întrebe, ok, el este Dinamo, dar cei care joacă, câți dintre ei știu istoria lui Dinamo? Aici poate fi într-adevăr o problemă, pentru că sunt foarte mulți străini care nu știu dacă ei cunosc tradiția acestui club. Îți poți imagina că dintr-un club de tradiție poți să ajungi să iei drumul Ligii a doua, poate chiar, cum glumește lumea, un baraj cu Rapid? Nu, și chiar și în momentul de față stau și mă gândesc că nu e posibil și nu cred că Dinamo va ajunge în acea situație. 1. Nu au un lot foarte rău. 2. Au un antrenor foarte bun pe bancă. Într-adevăr, eu cred că vor veni și rezultate. Totuși să nu uităm că în momentul de față, ok, Dinamo este pe ultima poziție, dar Dinamo are două meciuri mai puține. Dinamo, în momentul de față, cu un singur egal, va trece peste două echipe.
va fi un loc de baraj. Dinamo cu două victorii va ajunge la același număr de puncte, dacă nu mă înșel, cu Sepsi și cu Clinceni. 23. Deci atunci sunt în continuare șanse. Adică eu văd Dinamo fără probleme la retrogradare, decât să zicem, da, Dinamo e clar candidată la retrogradare. O vezi cumpărată cândva în viața asta? De câte vechi? La ce am auzit zile trecute, da. Am înțeles că se va da Dinamo, se va finaliza această tranzacție și atunci cred că va fi mult mai multă liniște pentru toată lumea. Și pentru jucători, și pentru suporteri, chiar și pentru Ionuț Negoiță. Poate acum nu e momentul, dar eu nu-l văd vinovat pentru situația în care este Dinamo, așa cum spune toată lumea. De ce? Pentru simplu fapt că acum 3 sezoane se vorbea de jucătorii la Dinamo că nimeni nu depășește plafonul salarial mai mult de 5.000 de euro. Acum, dacă au fost adevărate acele salarii pe care le-am văzut în presă, 16.000, 15.000, 14.000, trebuie să ne gândim că asta înseamnă că Dinamo a avut un buget de minim 4 milioane de euro. Pentru că noi vorbim de 16.000 plus taxe. Asta înseamnă că un jucător poate ajunge la 200.000 de euro pe lună. Casă, mașină, taxe, pe an, scuze. Poate să ajungă un jucător cu 200.000 pe an, da? Vorbim de sume care nu sunt ușor de câștigat de nimeni, indiferent că ai o afacere profitabilă sau nu. Și vorbim de o echipă cu 4 milioane, minim 4 milioane de euro buget și în 3 sezoane consecutive să fii în play-out, nu cred că mai e vina lui Negoiță aici. Poate să mă judece oricine, asta e ideea, așa o gândesc eu logic și mă gândesc dacă aș fi antrenorul Dinamo, ce scuze aș putea să-mi găsesc de fiecare dată când eu am jucător plătit cu 16.000 de euro salariu pe lună și eu mă duc și termin pe locul 7 mereu, minim, locul 7. Sunt în play-out. Adică, care-i vina lui Negoiță? Vine, deci Negoiță le dă banda, vine să-i antreneze... Care manageriază sau gestionează... Îți de acord. Bun, îți de acord că sunt oamenii lui și e normal să fie puși un club oamenii lui pentru că el dă milioane. Dar eu întreb, dar cine antrenează nu are nicio responsabilitate? Adică acum stăm și îl judecăm pe Mihalcea după două meciuri, dar 3 ani de zile toți antrenorii care au fost n-au avut nicio vină. Adică Dinamo a terminat pe locul 9, n-a avut nicio antrenor nicio vină, că fundașul dreapt era de picior stâng, că fundașul stâng era de picior drept, adică am găsit orice alte motive, numai antrenorul n-a avut nicio scuză la Dinamo. Dar ne gândim acum să-l schimbăm pe Mihalcea după două etape. De asta mi se pare puțin... Mă rog, două etape de campionat plus cupa, 3 meciuri în total. De asta spun, mi se pare puțin așa, adică dai de un dinamovist care vine de la echipa națională, secundă al echipei naționale, vine la Dinamo într-o situație dificilă, se sacrifică, chiar la un moment dat atacat din diferite părți și tu te gândești după 3 etape să-l schimbi, mi se pare puțin de neînțeles. Dacă tot suntem în sfera asta, ai avut... colegi sau ai avut vestiar cum ies acum toate mizeriile, ca să mă exprim așa, de la Dinamo. Mihai Popescu cu alți colegi, poker, băutură. Asta se făceau și pe vremea voastră, se mai strângea lumea în camere. Îi lăsai din postura de lider? În cantonamente și noi am jucat și poker, și noi am jucat și remi, jucam și table. Nu știu ce înseamnă ore târzii, adică noi eram lăsați, mi-aduc aminte, pe timpul lui Oleg Protasov, jucam remi și eram lăsați până la 23:30. Mereu fan este ca antrenorul lui secund, zice, hai, vă mai las eu jumătate de oră. La ora 12 ne strângeam catrafusele și plecam în cameră. Și pe timpul ăla se jucau jocurile astea. Orele, într-adevăr, sunt importante la care se disputau jocurile astea, dar mereu în cantonament s-au jucat. Mai departe, dacă chiar s-au întâmplat lucrurile astea, nu le știu decât cei implicați. E clar că în momentul de față Dinamo nu are nevoie de zvonurile astea și dacă sunt adevărate și dacă nu sunt, pentru că nu fac altceva decât să agite apele în jurul echipei și presiunea să crească pe jucători. Mirel Rodoi își mai roade unghiile de stres ca înaintea da. Partidelor da. De când juca? Deja a început să fie un hobby, să zic așa, pentru mine. Stau și că nu sunt stresat și îmi rod unghiile. Da, e un biciu pe care l-am și iute, am încercat cu acele soluții care sunt picante, iuți, dar degeaba nu. Mă obișnuiesc și cu ele la un moment dat. Cu ce te-ai obișnuit în această perioadă de pandemie, dacă tot nu ai rețele de socializare, să încheiem așa, într-o notă mai relaxată?
sincer, cu cititul. Chiar glumesc cu soția că nu prea îmi plăcea nici la școală să citesc foarte mult, dar în schimb acum am citit bine, foarte multe cărți de fotbal și psihologie. Am citit, n-am citit poezii, că nu pot să mă dau acum, că sunt profesor de limba și literatura română. Dar, în schimb, cărți de fotbal, de psihologie, am citit foarte mult în perioada asta și am încercat oarecum să-mi țin creierul ocupat. Nu s-a săturat familia de tine, că probabil în viața voastră nu ați avut atâta timp împreună. Nu, de asta ne-a și prins bine pandemia asta, pentru că am reușit să completăm ceea ce în anii trecuți n-am făcut diferite activități. Nu. Seama că după atâția ani. La noi nu e cazul, din contră, m-am spus, am avut diferite activități în familie, copii, chiar de la jocuri, de cărți, până la diferite lucruri în casă, care am încercat să ne facem utili unii altora și chiar mi-a prins bine această perioadă, că n-am avut de când stau să mă gândesc, chiar și când am fost accidentat, am fost plecat la Bolonia, nu am stat cu copii, deci niciodată n-am prins o perioadă de 3 luni de zile care stăm atât de aproape. Cu mopul nu, dar chiar într-o zi mă simțeam așa, fără o activitate, și am luat aspiratorul. Când a coborât, soția a rămas surprinsă, așa cum am văzut cu aspiratorul în mână. Chiar... Știai unde e? Da. Chiar glumesc cu ea, că o văd atât de des încât îi zic că i-a crescut a treia mână, așa îi zic cu aspiratorul. Unite s-au primit Liga 1 în condițiile în care sunt acele cluburi de tradiție în Liga 2? Liga 1 ne permitem, nu știu ce se va întâmpla cu economia acestei țări, dacă se va mai opri încă o dată totul. Atunci cred că ne putem pune întrebarea ce se va mai întâmpla cu populația României, pentru că noi în momentul de față nu vorbim de fotbal. În continuare, în fotbal se învârtă milioane. Se învârtă milioane. În societate se învârtă mii de miliarde, de care toți dintre noi practic nu am mai putea trăi fără acele lucruri. Deci atunci discutăm că vrem noi pe stadioane cu suporteri? E dificil. Uitați-vă că noi nu putem să respectăm într-un supermarket, nu putem într-o farmacie să respectăm, într-o stație PECO. Dar ne dă voie la plajă și stăm prosop lângă prosop sau facem hora. Da, astea sunt lucruri care... Astea sunt lucruri care mă depășesc, dar e clar că în momentul de față, pentru noi, ce a însemnat ceva reguli de relaxare, e ca și cum am fi... total înapoi, ca și cum nu s-ar fi petrecut nimic. Adică nu depinde decât de noi. Dacă vom respecta acele reguli, probabil că la un moment dat ne putem bucura din nou de toată libertatea pe care am avut-o până la această pandemie. Măcar tu sper să ai la debut? Eu sper măcar în septembrie să încep, dar nici în septembrie nu mai o să fiu cel mai bun antrenor din istoria României, care nu a fost înfrânt în nicio meci, pentru că nu a disputat niciunul. O să fie o perioadă de un an de zile în care nu m-a bătut nimeni. O să fie bun și contextul datei alese pentru meciul cu Islanda, apropo de teren, vreme? Da, după starea meteo, după care ne-am uitat, luna octombrie e una mai ploioasă decât noiembrie, dar cel puțin terenul știm că nu va fi înghețat și ne-am uitat meciurile pe care le-au disputat în ultimii 2 ani în luna octombrie. Meciul de acasă cu Andorra și cu Turcia, unde terenul era foarte bun în luna aia. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem un avantaj. Da. Selecționerul Mirel Rădoi în discuție cu reporterul ProSport Live, Carmen Maldiș. Un selecționer relaxat, deschis oricărui tip de dialog. Mie personal mi-a lăsat o impresie foarte bună. Continuăm mâine cu partea a doua a interviului. Vom vedea cum vede Mirel Rădoi situația internaționalilor români care nu prea joacă în acest moment la echipele de club, dar și principiile sale ca selecționer. Toate acestea în partea a doua a interviului mâine. Ne revedem la ora 10 la ProSport Live. Până atunci nu uitați ProSport.ro și Liga 2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o zi frumoasă!